Variola maimuței se răspândește în țările europene. Franța, Belgia și Germania au anunțat primele cazuri, în timp ce Marea Britanie a confirmat deja 20 de cazuri de variola maimuței, iar Spania 30. În total, virusul a fost confirmat în 8 țări europene, dar și în Australia, Canada și Statele Unite ale Americii. Aceste focare sunt un semnal de alarmă, deoarece variola maimuței, care se răspândește prin contact apropiat și a fost descoperită pentru prima dată la maimuțe, apare în principal în Africa de vest și centrală și se răspândește foarte rar în alte părți. Cetățenii se tem și consideră că această boală este din ce în ce mai aproape de țara noastră. A ajuns ce să mai ajungă și la noi. Ce să... Băi, se teamă? Bineînțeles că noi se teamă. Că... Normal, eu... ceva care foarte greu de tratat, da. Păi de ajuns ajunge, mai ales că se duc în alte țări și aduc. Era un articol pe Facebook că pupă toate maimuțele și aduc virusul la... Sigur, orice virus poate să ajungă. Trebuie să ne ferim. Păi este teamă? Teamă nu. Că nu mi-a fost nici de COVID, m-am vaccinat de 3 ori. Odată ce a ajuns la ăia și la noi va ajunge, că este pe sus, e aerul, păsările, tot ce zboară, normal că va ajunge și la noi, exact ca și cu COVID-ul. Că e multă lume care nu crede, eu l-am făcut și știu cum este, așa că să nu mai vorbească și să comenteze că n-a fost, că nu este. Păi este teamă de această boală? Normal, că eu sunt bătrână și mi-e teamă. Cazurile recente din Europa par să se răspândească de la o persoană la alta, fără vreo legătură directă cu Africa. Mai mult, autoritățile sanitare din mai multe țări au remarcat că variola maimuței se răspândește cu precădere în rândul bărbaților homosexuali sau bisexuali. Variola maimuței este o infecție virală rară, care este de obicei ușoară și de la care majoritatea oamenilor se recuperează în câteva săptămâni, potrivit Serviciului Național de Sănătate din Marea Britanie. La variola normală, mortalitatea este sub 30%, potrivit precizărilor făcute de autoritățile române prin doctorul Cristian Apetrei, profesor în departamentul de microbiologie și genetică moleculară la Universitatea din Pittsburgh, SUA. Variola maimuței este mai puțin mortală decât variola normală, boală eradicată în 1977. Varianta vest-africană are o rată a mortalității de sub 4%. Până acum, între cazurile din ultimele zile, nu a fost înregistrat niciun deces. Primul caz de boală în Marea Britanie a fost raportat pe 7 mai. Pacientul călătorise recent în Nigeria, unde se crede că a luat virusul înainte de a călători în Anglia, a declarat Agenția de Securitate a Sănătății din Marea Britanie. De atunci, Marea Britanie a confirmat alte 20 de cazuri.